Campioană olimpică la natație în 2004, în proba de 200 de metri liber, Camelia Potec este astăzi unul dintre cei mai apreciați președinți de federații sportive din România. La 16 ani distanță de la momentul urcării pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Jocurile Olimpice de la Atena, Camelia construiește alături de echipa sa din cadrul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern o nouă generație de campioni. În vârstă de 38 de ani, Camelia Potec speră să trăiască și din postura de președinte bucuria cuceririi unei medalii la Jocurile Olimpice, poate chiar anul viitor la Tokyo. Camelia, ce reprezintă pentru tine faptul că ești o campioană olimpică? Un obiectiv dus la bun sfârșit, un obiectiv pe care mi l-am propus încă de foarte, foarte tânără, să zic îndeplinirea visului suprem. Ce ai simțit în momentul în care ai atins marginea bazinului la finalul celor 200 metri de la Jocurile Olimpice de la Atena? Extenuare. În primă fază, pentru că pe ultimii metri am dat toată energia pe care o mai aveam. Al doilea gând a fost dorința de a nu fi terminat pe locul 4, pentru că știam acea senzație pe care o trăisem doar cu două zile înaintea finalei de la 200. După care am zis, gata, acum trebuie să mai găsesc puțină energie, să mă întorc, să văd tabela, timpul și, bineînțeles, cel mai important, locul. Ce trăire ai avut în momentul în care ți s-a intonat imnul național pe podium? Da, acela a fost un moment extraordinar, un moment care nu poate fi exprimat în cuvinte, ci pur și simplu a fost un moment pe care l-am trăit și sper din tot sufletul că l-am transmis și celor de acasă. Ce sport ți-ar fi plăcut să faci dacă nu te apucai de not? La nivel de performanță, cred că aș fi fost destul de bună și la atletism. Alergam și pe perioada când înotam foarte mult și foarte bine, alerg și acum. Nu știu, am mai jucat basket când eram mai mică, dar cred că tot un sport individual aș fi ales. Care este persoana care contribuie cel mai mult la succesele tale? În primul și în primul rând, părinții mei și fratele meu, cei care m-au ghidat și au fost cel mai mult lângă mine. O altă persoană foarte, foarte importantă a fost antrenoarea mea, care pentru mine este în continuare ca o a doua mamă și care acum este foarte implicată și foarte mămoasă, cu ghilimele de rigoare, cu fica mea. Echipa din spatele meu, clubul care m-a crescut și m-a luat de la o vârstă foarte, foarte fragedă, Steaua București, și, bineînțeles, Federația, Comitetul Olimpic, toți cei care m-au sprijinit. Cum te stai acum în postura de președinte de federație? Având în vedere vremurile dificile pe care le trăim, pot să spun că sunt stresată, dar asta nu înseamnă că eu nu mă pun din când în când sau de cele mai multe ori în pielea sportivului, să văd cam cum pot, ca președinte, ca instituție care trebuie să fie alături de cei care sunt acum în câmpul muncii, cu ghilimele de rigoare, să-i ajut și să le fie această reîntoarcere în bazin cât mai ușoară. Care este cea mai mare provocare pe care o ai în calitate de președinte al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern? Îmi doresc foarte, foarte mult să simt din această calitate de președinte sentimentul acela pe care l-au trăit președinții atunci când eu și Diana Mocanu am devenit campioane olimpice. Îmi doresc foarte mult să apuc din această postură să văd cel puțin un sportiv medaliat sau, de ce nu, chiar campion european, mondial sau olimpic. Din punct de vedere al natației românești, e bine sau e rău faptul că s-au amânat Jocurile Olimpice? Este bine că s-au amânat Jocurile Olimpice. Așteptam această decizie, mai ales în ceea ce privesc înotătorii. Faptul că au fost nevoiți să stea departe de bazin, asta i-a dezavantajat față de ceilalți înotători care nu și-au oprit activitatea. Și atunci, bineînțeles că aici e vorba de fair play, aici e vorba despre o competiție cu drepturi egale.